Satul de vacanță de la intrarea în stațiunea Mamaia are un mare potențial în ceea ce privește modalitățile de distracție pentru copii sau tineri. Aglomerația și faptul că multe tarabe sau magazine îi dau un aspect de bazar au făcut ca interesul turiștilor să scadă pentru cazarea în această zonă. Mai multă curățenie, mai mult pentru turiști, de exemplu, bănci, ca să stea joc, jos, parcurile să fie curate, mai multă disciplină și din partea turiștilor. Mizeria e sub orice critică. Dar și dacă ar pune 1001 de coșuri, românul e tot român. Până nu vine oamenii să-i filmeze, să-i amendeze, aruncă lângă coșul. Mulți turiști, dar și locuitori ai Constanței își amintesc cu drag clipele petrecute în satul de vacanță. Unul dintre lucrurile care îi nemulțumesc pe turiști este acest canal aflat în satul de vacanță. Oamenii își amintesc că în urmă cu mai mulți ani acesta era curat și avea pești, însă acum este plin de gunoaie. Părâuașul ăsta care aici era odată era curat, peșteșuri, vedea, era ceva care puțin văd un peșteșor. Al dată era mult mai trețut, uite, nu mai zic așa mare, e jale. Asociația Litoral Delta Dunării are o strategie ce va pune satul de vacanță din nou pe harta destinațiilor importante din nordul litoralului. Am stabilit cu reprezentanții agenților economici din satul de vacanță să realizăm împreună un film de promovare care să pună în evidență această zonă de atracție a stațiunii Mamaia, apoi o hartă care practic va putea informa pe orice turist care intră în satul de vacanță ce anume poate să vadă, unde poate să mănânce și ce anume, desigur, și unde poate să se distreze. Apoi, desigur, o mai bună informare despre pachetele turistice, tarifele de cazare, pentru că avem și structuri de cazare în satul de vacanță, informații care să ajungă la agențiile de turism, astfel încât să atragem mai mulți turiști în această zonă, dar, desigur, în primul rând, organizarea de evenimente. Campania de promovare va începe anul acesta, pentru ca în 2016 numărul turiștilor să crească simțitor.